Banca Națională a Moldovei anunță că se demarează a doua fază a investigației companiei Kroll la neregulile financiare depistate la Banca de Economii, Banca Sociale și Unibank. Compania Kroll a fost angajată împreună cu firma Steptoe and Johnson LLP să efectueze o investigație mai detaliată și să pregătească și să implementeze o strategie de recuperare a activelor dispărute din cele trei bănci. BNM va fi informată cu regularitate cu privire la evoluția investigațiilor pe durata perioadei inițiale de 16 săptămâni, la sfârșitul căreia Kroll și BNM vor decide asupra unui termen mai extins de investigație, precum și asupra strategiei de recuperare a activelor. Potrivit Băncii Naționale, vor fi necesare mai multe luni de investigații pentru a stabili amploarea reală a presupuselor nereguli financiare și pentru a începe recuperarea activelor. BNM este încrezătoare că a angajat echipa potrivită și că aceste companii Kroll și Steptoe and Johnson sunt determinate să o sprijină atât în identificarea și pedepsirea persoanelor implicate, cât și în obținerea unei recuperări financiare maxime posibile. Totodată, instituția face apel către societate să îi se ofere echipei timp pentru a-și desfășura lucrările care implicit vor fi efectuate în mod confidențial. Precizăm că prima investigație privind fraudele de la cele trei bănci a fost efectuată de compania Kroll în perioada februarie-aprilie a acestui an. Pentru cea de-a doua etapă a investigației, Banca Centrală de la Chișinău a recepționat o singură ofertă. Este vorba despre consorțiul format din firmele Kroll și Steptoe Johnson LLP.